Prin Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă OLT, statul oferă mai multe facilități financiare pentru șomerii care sunt interesați să muncească. Printre acestea se numără și prima de activare, în valoare de 1000 de lei, care poate fi solicitată doar de șomerii înregistrați în evidențele agențiilor și care îndeplinesc cumulativ mai multe condiții. Prima de activare se acordă la cerere persoanelor care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții. Sunt înregistrate la Agenția pentru Ocuparea Forței de Muncă de cel puțin 30 de zile și nu beneficiază de indemnizație de șomaj sau încadrat cu normă întreagă pentru o perioadă mai mare de 3 luni, în ultimele 12 luni anterioare încadrării nu au lucrat la acel angajator, nu au beneficiat de primă de activare în ultimele 12 luni. Scăderea numărului de șomeri care au primit prima de activare este cauzată de schimbările legislative privind acordarea acestui ajutor, spun reprezentanții AJOFM OLT. La nivelul Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă OLT, de această măsură activă au beneficiat 278 de persoane în anul 2018, iar în primele 9 luni ale anului 2019, 47 persoane. Scăderea numărului de beneficiari ai primei de activare în 2019 față de 2018 se datorează modificărilor legislative. Mai exact, în anul 2018 nu exista obligativitatea șomerilor de a figura înregistrați în evidențele agențiilor județene pentru ocupare, cel puțin 30 de zile până la data încadrării în muncă. Subvenția se acordă în două tranșe, jumătate la data angajării, iar cealaltă parte după expirarea perioadei de 3 luni de la angajare. Acest ajutor financiar nu se cumulează cu prima de inserție și cu prima de instalare.